Avem bucuria, onoarea de a-l avea invitat pe domnul ministru, ministrul Ministerului Fondurilor Europene, domnul Marcel Boloș, aici prezent, domnul președinte Mugur Cosmanciuc, deputat și candidatul nostru la președinția Consiliului Județean, un om onest, demn, cu care ne mândrim și avem convingerea că odată ajuns Consiliul Județean pe mâini pricepute, pe oameni care au onoare și demnitate, putem construi un județ modern, un județ european și sigur nu cel din urmă, domnul Leonarda Chiriloai, ministru secretar de stat, fost lider al grupului consilierilor municipal PNL de 3 mandate, fost director economico-financiar a Spitalului Municipal de Urgență Roman timp de 10 ani, un spital pe care l-a luat cu o datorie de circa 100 de miliarde de lei și pe care l-a lăsat cu miliarde în plus în buget, modernizând toate secțiile Spitalului Municipal de Urgență Roman. Le urez bun venit și cu voia dumneavoastră voi da cuvântul domnului ministru Marcel Boloș să vă adreseze un cuvânt și ulterior colegii mei de aici, iar la sfârșit, dacă aveți întrebări, sigur vă stăm la dispoziție. Domnule ministru! Mulțumesc pentru invitație. Am fost onorat să particip astăzi alături de domnul Mugur Cosmanciuc, alături de colegul meu Leonard din Guvernul României și alături de Laurențiu la această dezbatere pe care au organizat-o aici la sediul primăriei municipiului Roman și desigur dezbatere care a fost orientată foarte mult spre o problemă foarte gravă cu care se confruntă astăzi locuitorii municipiului Roman. Lipsa de apă și a alimentării cu apă în anul 2020, spuneam mai înainte că este o problemă pe care o discutam din alte raționamente imediat după 1990 sau chiar înainte de 1989, când toate consumurile erau raționalizate. Este o problemă extrem de gravă și, cred eu, cu multe repercursiuni negative asupra oamenilor, pentru că discutăm de un serviciu esențial, acela al asigurării apei și canalizării într-un municipiu și într-o urbe pentru care aceste servicii sunt esențiale pentru traiul de zi cu zi al oamenilor. Situația pe care am discutat-o almiter și azi dimineață la nivelul operatorului de apă, APASERV, nu este una tocmai fericită. Aici se vede de departe, pentru că am fost plecat prin țară și am analizat situația acestor proiecte de apă și canalizare, fiindcă ele sunt foarte importante atât ca și strategie la nivel național, dar și pentru viața comunităților locale. Situația, cum spuneam, a operatorului de apă nu este una tocmai fericită, pentru că se află în situația în care acum se lucrează la procedura de reselectare a consultantului, ceea ce pune în dificultate și în întârziere acest proiect de mare impact pentru județul dumneavoastră. Discutăm de 325.000 de beneficiari și discutăm despre o valoare a proiectului de 255 de milioane de euro. Sigur că aici lucrurile trebuie probabil regândite din temelii în ceea ce privește reorganizarea operatorului de apă. Aici sigur că sunt multe măsuri de luat, pentru că începând din anul 2016, de când a fost încheiat contractul de consultanță, lucrurile nu prea au evoluat. Pierderea aceasta de timp se va regăsi în întârzierea implementării proiectului, care nu înseamnă doar o întârziere banală, ci înseamnă, iată, lipsa a apei și a alimentării cu apă și acestor servicii care fac viața omului și asigură un standard de viață civilizat pentru oameni. Sunt convins că
cei doi candidați ai Partidului Național Liberal, care sunt oameni de seamă și oameni devotați pentru ceea ce înseamnă asumarea unei funcții cu responsabilitate la nivelul autorității publice locale, totuși este o funcție de demnitate cu mare responsabilitate, cunoscându-l pe Mugur Cosmanciuc și mai nou și pe colegul meu Leonard din Guvernul României, am convingerea că totuși schimbarea aceasta la nivelul municipiului Roman și al județului Neamț începe cu oameni devotați, oameni care știu să aprecieze și să empatizeze cu nevoile pe care oamenii le au și să rezolve probleme delicate care se adresează oamenilor. Cred că un parteneriat corect, cinstit, cu oamenii valoroși, așa cum astăzi sunt cei doi candidați, pe de o parte la nivelul Consiliului Județean și pe de altă parte la nivelul Primăriei Municipiului Roman, sunt baza solidă pentru ca județul Neamț să fie un județ al viitorului, un județ complet modernizat și spuneam și în sală că România este angajată pe drumul acesta irreversibil al modernizării, că România, ca să poată duce la bun sfârșit acest obiectiv măreț pentru perioada care urmează, având în vedere și bugetul generos pe care îl are la dispoziție de 79,9 miliarde de euro, această schimbare de profunzime nu poate avea loc decât cu candidații la funcțiile de președinte de Consiliul Județean și la nivel de primar de municipii care să facă cinste respectivei funcții și să dea dovadă de implicare pentru rezolvarea problemelor pe care oamenii le au. Am convingerea că este un parteneriat între Consiliul Județean și Primărie, un parteneriat de viitor, că acesta va fi completat cu un parteneriat cu Guvernul României, pentru că Guvernul Orban, încă de la instalare, a dat dovadă de această deschidere pe care o are pentru comunitățile locale și a încercat, prin măsurile pe care le-a adoptat, să pună în bună rânduială lucrurile la nivelul comunităților locale și primarii să aibă instrumentele necesare pentru ca să poată să schimbe viața oamenilor. Așadar, cu această încredere în viitorul care urmează, cu acest parteneriat despre care am vorbit, cred eu că se pot pune bazele unor lucruri serioase pentru viitorul comunităților locale și cred că sunt cea mai bună propunere pe care o putea avea Partidul Național Liberal, astfel încât viața locuitorilor municipiului Roman, dar și a județului Neamț să se schimbe în bine. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos, domnule ministru! Știu că avem în dumneavoastră un partener de lucru. Ne-am întâlnit de mai multe ori la București, nu în întâlniri amicale sau informale, ci în întâlniri de lucru, discutând despre problema apei și dumneavoastră cunoscând situația și mă bucur că ați avut discuții împreună cu domnul președinte Mugur Cosmanciuc la nivelul operatorului astăzi la Piatra Neamț, care încă o dată va demonstra ceea ce vă spuneam, management slab și incapacitate de a duce la sfârșit ceea ce ar trebui pentru locuitori. Vă rog să-mi permiteți să îi dau cuvântul domnului Leonard Achiriloae, colegul, prietenul nostru, un om implicat și dedicat, care după 28 septembrie va asigura managementul general al primăriei municipiului Roman, un om care este competitiv, un om care este profesionist, un om care este serios, de caracter, familist convins, un om cu frica lui Dumnezeu și care și-a dedicat activitatea
întotdeauna în instituțiile pe care le-a condus, iar astăzi, iată, la linie de debut în campanie electorală, vine să spună cu toată deschiderea oamenilor că e pregătit să muncească cu sinceritate, devotament, competență și profesionalism pentru romani și romașcani. Vă rog frumos, domnule ministru secretar de stat, Leonarda Chirilua, ei. Mulțumesc, bună ziua vă spun și eu. Sunt bucuros că astăzi am reușit să avem o întâlnire benefică și constructivă a autorităților locale din județul Neamț și alături de noi a fost domnul ministru Marcel Boloș, căruia îi mulțumim pentru prezență și care demonstrează că în momentul acesta guvernul PNL, guvernul Ludovic Orban, este implicat direct în rezolvarea problemelor cu care se confruntă fiecare autoritate locală. Sigur, problemele dezbătute au fost diverse, de la ce se poate finanța, cum se poate finanța și, fără îndoială, să ajungi și la probleme cu care ne confruntăm direct în fiecare zi, fiecare cetățean, fiecare romașcan, fiecare cetățean al județului Neamț, respectiv problema apei, pe care noi, eu, împreună cu domnul președinte Mugur Cosmanciuc, ne angajăm să o rezolvăm imediat după ce vom prelua conducerea județului Neamț și a primăriei municipiului Roman. Știm ce avem de făcut, știm cum trebuie făcut și din acest motiv romașcanii și cetățenii județului Neamț nu mai trebuie să fie vitregiți de niște utilități pe care ar trebui să le aibă asigurate obligatoriu la nivelul anului 2020. Sigur, am abordat, așa cum v-am spus, probleme care țin de protecția copiilor care urmează să înceapă școala, de protecția cadrelor didactice, de modul cum se pot finanța materialele de protecție și dezinfectanți și dotarea școlilor și asigurarea tabletelor pentru elevi. Iată că încă o dată demonstrăm seriozitate, demonstrăm faptul că vrem și putem să fim alături de romașcani, de cetățenii județului Neamț și de români deopotrivă. Le mulțumesc tuturor celor care sunt alături de noi și care au încredere și fiți siguri că o guvernare liberală va fi o guvernare care va aduce dezvoltare și prosperitate, iar cetățenii romașcanii vor fi în primul rând respectați, în al doilea rând se vor simți confortabil și protejați aici, acasă, la Roman. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos, domnule Leonarda Chiriloae, ministru secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Vreau să-l invit pe colegul nostru, prietenul nostru, domnul Mugur Cosmanciuc, președinte al filialei PNL Neamț, candidatul nostru la președinția Consiliului Județean, omul cel mai potrivit care să poată cu demnitate, onoare și profesionalism să conducă județul spre dezvoltare și modernizare. Cred că am trăit destul în promiscuitate, în complicitate. Cred că managementul făcut pe săltate și de cele mai multe ori neprofesionist, dus de către actuala conducere, de către Ionel Arsene, cu întreaga lui clică, trebuie să plece acasă. A venit momentul pentru o conducere liberală care va demonstra în 4 ani de zile cât de mult a pierdut județul Neamț în acești ani, pentru că la promisiunile lui Ionel Arsene au crezut că într-adevăr lucrurile pot să meargă bine. Lucrurile au mers bine doar pentru cei care au fost în jurul său, doar acea clică care s-a putut mufa la bugetul Consiliului Județean. A venit momentul ca într-adevăr lucrurile să se facă corect, transparent și cu demnitate. Avem încrederea că domnul Mugur Cosmanciuc, în calitate de viitor președinte al Consiliului Județean, are cheia de boltă pentru rezolvarea situațiilor deficitare în acest moment în județ, pentru a aduce mai multă și mai bună prosperitate pentru fiecare nemțean în parte. Domnule președinte Mugur Cosmanciuc, vă rog. Mulțumesc frumos, stimați colegi, domnule ministru Marcel Boloș, domnule deputat Laurențiu Dan Leoreanu, domnule primar Leonarda Chiriloae și tuturor celor care sunteți astăzi aici, din mass media și cei care sunteți angajați, funcționarii ai primăriei, vă spun tuturor un salut și voi încerca să fiu scurt. Este începutul campaniei electorale în județul Neamț ca și în toată țara. Prezența domnului ministru astăzi aici, am spus-o și o repet, nu este o coincidență sau o întâmplare, ci este un lucru gândit.
Județul Neamț, în momentul de față, este în orice clasament în coada, tuturor analizelor privind atragerea fondurilor europene. Județul Neamț este, de asemenea, în coadă într-o orice analiză făcută de orice economist obiectiv pe ultimele locuri privind nivelul de trai, privind salariul mediu pe cap de locuitor. Spunând acestea, vreau să vă asigur că pornim pe un drum în care fondurile europene și investițiile sunt o prioritate. A fost în introducerea acestei conferințe de presă de către fiecare dintre vorbitori un subiect foarte important pentru Județul Neamț, pentru Roman și pentru toată lumea în general. Apa și furnizorul de apă. Județul Neamț, în momentul de față, există în situația cu un risc accentuat să piardă 255 de milioane de euro, bani pe care compania de apă încă nu i-a accesat din cauza unor acțiuni irresponsabile făcute din 2016 și până în prezent. Vreau să vă asigur că avem soluțiile și le vom implementa. În calitate de președinte al Consiliului Județean și Partidul Național Liberal va asigura apă pentru tot municipiul Roman și pentru tot Județul Neamț. Furnizorul de apă, operatorul Apa Serv, va trebui să aibă alt fel de abordare și o altă gândire și un alt management. Dar problema apei nu este doar o singură problemă singulară în județ. Cred că toți sunteți foarte conștienți că în momentul de față Județul Neamț este un județ ocolit de investiții și investitori. Lucrul acesta se întâmplă pentru că în Județul Neamț infrastructura nu este modernizată și actualizată. Fie că vorbim de infrastructură mare, autostradă, fie că este Iași-Târgu Mureș sau Suceava-București, de infrastructură națională sau rutieră județeană, e în momentul de față o infrastructură inexistentă în anumite locuri, nemodernizată și neactualizată. Fondurile europene sunt iarăși o soluție pentru ca această infrastructură să existe cu adevărat. Drumurile expres Piatra Neamț-Bacău sunt priorități pentru noi. Drumul expres care trebuie să se materializeze pentru fluidizarea traficului între Piatra Neamț și Roman sunt de asemenea în prioritățile noastre. Piatra Neamț-Târgu Neamț este iarăși un obiectiv pe care îl avem în vedere. Suntem aici la Roman. Spunând aceste lucruri, vă spun că suntem iarăși interesați și vom dezvolta și rezolva șoseaua de centură, astfel încât Romanul să aibă un inel ocolitor. Fonduri europene există și pentru acest obiectiv și le vom accesa. Vorbind despre aceste lucruri, vom vorbi și despre investitori care vor veni și vor dezvolta fiecare cu a lui companie obiective care vor genera locuri de muncă. Locuri de muncă care vor fi bine plătite și ceea ce va însemna pentru fiecare dintre noi un nivel de trai mult mai bun, în traducere clară și fermă, bunăstare și respect. Pentru că dacă vom vorbi despre bunăstare și respect și le vom trăi cu adevărat, atunci vom vorbi despre un model de dezvoltare a județului Neamț, care va deveni model și pentru alte județe din zonă și care va avea ca model alte concepte administrative din România sau din Uniunea Europeană. Cluj, Brașov, Bihor, de unde este domnul ministru, sunt modele pe care le avem în vedere. Dar putem să ne uităm și în afară. Landul, Bavaria, Baden-Württemberg sau provincii din Franța sunt modele pe care trebuie să le avem atunci când vorbim despre dezvoltare. Uneori se întâmplă, și am fost cu toții, să intrăm într-o mare metropolă și să nu ne dăm seama prin câte localități am trecut. Acest lucru arată că acolo este gândire strategică,
Acest lucru arată că acolo este un concept de dezvoltare durabilă. Așa vom lucra și la nivelul județului Neamț, în care parteneriatul între Consiliul Județean și Municipiul Roman, că suntem aici la dumneavoastră, va fi unul activ, cinstit, transparent, cu un singur interes. Fiecare cetățean să fie respectat și să aibă parte de bunăstare. Vă mulțumesc frumos și vă stăm la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Da, mulțumim frumos dacă sunt întrebări. Dacă nu sunt întrebări, mulțumim frumos domnului ministru Marcel Boloș, prezent la Roman și un partener corect de colaborare, domnului președinte Mugur Cosmanciuc, viitorul președinte al Consiliului Județean, cu care știm că vom susține municipiul Roman, Roman Metropolitan și județul Neamț în ansamblu, domnului secretar de stat Leonard Achiriloae, viitorul primar al municipiului Roman. Iată un arc, guvern, Consiliul Județean, primărie, cheia succesului, a dezvoltării și modernității la Roman, în Neamț și în întreaga Moldovă. Vă mulțumim și Doamne ajută!